Am coborât la micul dejun, era liniște, cum nu era, n-a fost niciodată. Deci este atât de tare să te duci jos acolo și să vezi că nu-i nimeni. Prima dimineață când zâmbesc. Afară soare, ușile deschise, auzeai păsărelele, vedeai albinuțele, mâncare pusă pe masă. Uitați, doamnă, se vine la masă. Uitați, liniște, frumos, fără nervi. Armonie, bravo. Fără armonie, cu armonie. Am mâncat și eu în sfârșit un mic dejun, să nu-mi rămână în gât. Mie mi-e frică, mă, cu asta, cu neamărin, cu... Duceți-vă și plimbați-vă cu jeepul. A făcut el ceva la ale. Zice, vă frumos, a venit dimineața, domnule, vă așteaptă două jeepuri acolo, să faceți să vă plimbați așa, să vă relaxați prin pădure. Vă lasă vrăjeala cu asta. Mie îmi pare rău că nu sunt acasă și nu vreți să mă faceți să plâng, că nu vreau să plâng. Riscurile meseriei, i-am spus că o iubesc foarte mult și că regret că nu sunt lângă ea. Dar mi-a trimis poze, Anda, și... Au, doamne. Domnului, fata mea, azi e prima zi la școală. Eu nu sunt lângă ea. Anastasia, prima zi? Mă, uite pe lume. Oh, fata cea mare mai are un pic și mă face bunic. Asta mică se duce la școală, prima zi de școală. E frumos. Îmi pare rău că nu sunt acolo. Regret din tot sufletul meu că nu sunt acolo. Eu mai am un an până la școală și eu dimineața am primit poze cu Aian la grădiniță. El s-a obișnuit să nu fiu alături în primele zile, pentru că tot timpul s-a ivit ceva în luna septembrie de cât ori a început grădinița. Mă duc acasă, stau frumos pe terasă la un film și să dorm cât vreau. Eu mai am 4 zile și mă duc acasă și o să fiu lângă ea și o să merg cu ea ca și prima zi la școală. Zic, tati, asta e prima zi, nu a fost acum o săptămână, acum e prima zi. Da, a început școala. Și ne bucurăm tare mult.